La auzul alarmei de incendiu, toți elevii de la școala Vânjuleț au fost evacuați. Pompierii au verificat modul de reacție al acestora la semnalul de alarmă. În numai 2 minute au constatat că toți elevii au evacuat clădirea și s-au strâns în locul stabilit de cadrele didactice. De ce ai ieșit afară? Nu știu. Pentru incendiu. Pentru simulare de incendiu. Este o simulare de incendiu? Da. Nu știți că este o simulare de incendiu? V-a sunat alarma de ce? Odată cu desfășurarea exercițiului, elevii au reținut că în cazul producerii unui incendiu într-o clădire, pentru a-și salva viața, trebuie să se autoevacueze. Am mai desfășurat exerciții de evacuare și în anii de semestru întâi și în anii trecuți. Copiii cunosc informațiile pe care trebuie să le știe în asemenea situații și am observat că le aplică destul de bine. Apoi toți elevii au primit de la pompieri sfaturi despre cum să se comporte în situații de urgență sau când este bine să sune la 112. Când credeți voi că este un cutremur? Când se mișcă pământul. Într-adevăr, ne poate surprinde fie acasă, fie la școală. Știți voi ce trebuie să faceți dacă vă surprinde la școală? Da. Ce trebuie să facem, băiețel? În spate. Noi, când vine cutremur, trebuie să ieșim sub bancă sau să ieșim afară în curtea școlii. La 112 sunăm decât dacă ia foc ceva și nu putem să-l mai stăpânim, dacă ceva se rănește și sau îi vine rău, se mai sună dacă cineva fură ceva. Pe timpul acțiunilor desfășurate în unitățile de învățământ de către personalul Inspecției de Prevenire, se urmărește ca elevii să fie informați despre situațiile de urgență ce se manifestă la nivelul județului nostru, despre modul de prevenire al acestora, dar și de comportare pe timpul producerii acestor situații de urgență. Activitățile desfășurate de pompieri în unitățile de învățământ vor continua până la sfârșitul anului școlar, având ca scop reducerea numărului de victime din rândul copiilor, dar și deformarea unui comportament preventiv în rândul acestora.